Și apoi Dumnezeu care este pe urmele unui popor care ascultă, devine credincios. Dintr-un popor păgân și necredincios. Și cei care au studiat contextul acela al orașului Ninive, în vremea aceea, au constatat că oamenii din locul acela erau analfabeți. Nu cunoșteau și spune textul de altfel că nu știau să deosebească stânga de dreapta. Acum, unde a fost analfabetismul și în contextul acela erau considerați canibali. Era o zonă în care se mânca unii pe alții. Și avem în Biblie multe dovezi când au devenit oamenii canibali. Că își mâncau copiii. Vă aduceți aminte în Samaria? Astăzi îl mânc pe al meu și mâine îl mânc pe al tău. Îl mâncăm împreună. Imaginați-vă, haideți în seara asta la o cină, la o ciorbă de copil. Cam asta era ideea aceea în Samaria. Imaginați-vă. Imaginați patru copii. Sperați că Domnul să ajunge în vremea aceasta. Dar așa era contextul acela. Se înțelegeau care pe care îl dă primul. Așa era o vreme canibală, o vreme în care oamenii își mâncau copiii unii altora. Vremea aceea din Ninive, cercetătorii spun că Iona s-a temut să meargă în orașul acela. S-a temut de groaza acestor oameni canibali. Dar când Domnul te trimite între canibali, te duci acolo. Când Domnul îți spune să mergi și prin foc, du-te și prin foc. Isaia 43. De vei merge prin foc, eu voi fi cu tine. De vei merge prin apă, eu voi fi cu tine. Așa că Dumnezeu este cu noi, indiferent că vine furtuna, indiferent că vine focul, indiferent că vin valurile, Dumnezeul lui Iona este Dumnezeul nostru și acest Dumnezeu este pe urmele noastre, slăvit să fie Domnul. Amin. În Italia, am fost în Roma, am avut o întâlnire cu colegii de 10 ani, am trecut 10 ani de la seminar, de la absolvire, ne-am întâlnit la Roma. Ne-am dus cu toții la Roma și a fost frumos. Ne-am dus fiecare, doar colegii, ne-am dus fără soții și fără copii. Și a fost tare bine și liniște și pace. Și am mers câteva zile, 2 zile sau 3, ne-am plimbat prin Roma, am mai fost și cu altă ocazie. Am fost la o biserică, într-o duminică după masă. Trebuia să aștept un coleg care s-a dus la toaletă și eu am stat pe hol. Era o biserică de chinezi. Erau 15 frați. N-am avut cu ce să filmez, îi filmam. Erau 15 frați în biserica respectivă și eu am stat pe hol. Geamurile erau de sticlă transparentă. Și când a venit fratele, eu m-am uitat la ei. Fratele stătea în față și predica. Erau 15 frați. 13 dintre ei, deci 13, erau împrăștiați prin biserică. 13 se jucau la telefon sau pe tabletă. Nu interesau cuvintele predicatorului. 13 oameni din 15 erau atenți, probabil erau pe internet, își trimiteau SMS-uri, își trimiteau tot felul de cuvinte. Erau doi tineri, se amuzau la ce vedeau acolo. Și am rămas străpuns în inimă, dezamăgit. Și am spus, din 15 oameni, 13 sunt conectați la o altă rețea. Doar două persoane erau față în față și se uitau la predicator. Și am zis, asta e în Italia, se întâmplă cu chinezii. Am văzut-o cu ochii mei. Am zis, Doamne, nu lăsa să se întâmple și în România asta. Păzească Domnul această dată. Vreau să vă spun ceva. Înspre acolo ne îndreptăm și noi. Pentru asta, dragii mei, când venim la casa lui Dumnezeu, să fim preocupați de cuvânt. Cântați frumos, vă rugați frumos, se predică cuvântul lui Dumnezeu și indiferent că lucrurile poate nu merg întotdeauna cum ați vrea să meargă, dar vreau să vă spun că e important că se mișcă. Important să nu stagneze și să nu se ducă înapoi. Mergeți înainte pentru că vreau să vă spun, dragii mei, ce este înaintea noastră este mai bun decât ce a fost în spatele nostru. Slăviți să fie Domnul. Amin. Ceea ce ne așteaptă este mai bun decât ce am avut în spate. Și asta e vestea bună. Ceea ce urma pentru Iona în față era mai bun decât ce a lăsat în spate. Și asta e vestea bună pentru noi. Amin. Amin. În Italia, pentru că am vorbit despre Roma, de Italia, este o biserică interesantă. O biserică catolică și sunt 4 icoane în acea biserică. Prima icoană este o imagine a unui agricultor, a unui țăran cu sapa în mână și dedesubt scrie așa: eu vă hrănesc pe toți. A doua imagine, al doilea tablou, este tabloul unui învățător, episcop. Dedesubt scrie așa:
Eu vă învăț pe toți. A treia imagine este imaginea unui general de armată, îmbrăcat în militar și de dedesubt scrie așa, eu vă apăr pe toți. Al patrulea tablou este un tablou cu imaginea lui Satana, cu coarne și cu furtă. Și de dedesubt scrie așa, dacă nu sunteți pocăiți, adică dacă nu sunteți credincioși, eu vă iau pe toți. Oamenii se uită de agricultori sunt hrăniți, de episcop sunt învățați, de general sunt apărați, dar dacă nu sunt serioși, el îi ia pe toți. Dragii mei, este o morală, a fost înțelept cel care a așezat aceste cuvinte interesante, chiar dacă nu se par potrivite, poate întotdeauna, în contextul nostru de gândire și felul nostru de a fi. Dar realitatea este, dragii mei, că dacă nu ne pocăim, dacă nu ne pocăim, Biblia spune, toți veți pieri la fel. Domnul spune așa, toți veți pieri la fel, dar într-un alt limbaj, stradal, știți care este realitatea? Dacă nu ne pocăim, cum zicea cineva, dracu ne ia. Așa spune tabloul acela, eu îi iau pe toți. Această zi, această amenințare a avut-o și poporul care a primit avertizarea. Dacă nu vă pocăiți, veți pieri la fel. Dacă nu vă pocăiți, veți ajunge în pierzare și pentru asta Dumnezeu dă avertismentul. Și mai întâi Dumnezeul Mare niciodată nu face ceva până nu oferă întâi soluția. Niciodată Dumnezeu nu aduce potopul, Dumnezeu nu aduce potopul asupra lui Noe până nu oferă soluția. Dumnezeu nu aduce potopul cu foc în viața și în orașul Sodoma și Gomora, în viața familiei lui Lot, până Dumnezeu nu vine și oferă. Niciodată Dumnezeu nu va aduce o nenorocire peste cineva sau ceva, sau undeva, până Dumnezeu nu oferă soluția. Mai întâi Dumnezeu te avertizează. Mai întâi Dumnezeu trage semnale de alarmă. Mai întâi Dumnezeu îți oferă și îți spune, eu sunt pe urmele tale. Acum, în această dupămasă, aș vrea să vedem mai întâi că Dumnezeu este pe urmele unui credincios încăpățânat. Câți dintre dumneavoastră ați primit, poate, anumite sfaturi sau anumite îndrumări din partea păstorului, din partea comitetului? Câți dintre dumneavoastră ați primit niște sfaturi bune și ați fost încăpățânat și ați spus așa, pe el să-l ascult. Dar cine este el? Da, pe el să-l ascult. Dar o fi el mai deșert decât mine? Și ați fost încăpățânat și ați fost trimiși într-o direcție și ați luat-o pe altă cale. Câți dintre dumneavoastră n-ați făcut asta? Dacă ați făcut-o, ridicați mâna. Mă bucur că sunteți cei mai ascultători din lumea aceasta. Deci voi niciodată n-ați fost încăpățânați, nu? Întotdeauna ați ascultat și întotdeauna ați spus să vezi, Doamne, merg înainte, da? Eu nu l-am fost încăpățânat pentru asta, a permis să ridic mâna. Am fost un credincios încăpățânat. Dacă ești realist și credincios și serios și sincer, vei vedea că și tu ai fost un credincios la fel de încăpățânat ca Iona. Te-a trimis Dumnezeu într-o direcție și tu ai luat-o pe altă direcție. Te-a trimis Dumnezeu la niște oameni canibali care au fost gata să te mănânce, ți-a fost frică, te vor mânca. Și ai spus, vreau să merg în Spania, spre Spania, spre Tars, se îndrepta spre Spania omul acesta, se îndrepta spre confort. Și a luat biletul, spune Scriptura, a plătit prețul și s-a dus și a dormit dus. A căutat confortul. Un om al lui Dumnezeu, care este încăpățânat și îl trimite Dumnezeu într-o direcție, el se încăpățânează și ia pe o altă cale. Dar Dumnezeu, asta e vestea bună, că Dumnezeu este pe urmele unui credincios încăpățânat. Dumnezeu nu te lasă niciodată, nu te lasă niciodată să trăiești în încăpățânarea ta. Mulțumește Domnului în această zi. Ridică lăsa în încăpățânarea ta. În încăpățânarea ta și-a adus aminte de câte ori Dumnezeu te-a confruntat și de câte ori a fost față în față cu tine și a spus, nu vreau să te las. Știi de ce? Pentru că te iubesc. Da, dragii mei, Iona este tipul omului bun la toate. Omul acesta este un om care le știe pe toate, un om care le face pe toate, un om care este mofturos la toate, un om care crede și are impresia despre el că dacă este marele evanghelist și un om al lui Dumnezeu, el are toate drepturile. Și Domnul vine și îl zdrobește. Și Domnul vine și se confruntă cu încăpățânarea lui. Și trimite Domnul o barcă. Și îl face de râs Domnul prin niște oameni păgâni. Și trimite Dumnezeu un pește.
pentru ca Dumnezeu să-l scoată din încăpățânarea lui. Slăvit să fie Domnul! Amen. Ori de câte ori am avut o astfel de confruntare, fie printr-o parte, fie printr-o altă metodă pe care Dumnezeu a folosit-o, toate le-a folosit pentru că a fost urmele noastre. Înțelegeți, dragii mei, că Dumnezeu nu v-a lăsat până astăzi ca a fost și rămâne pe urmele dumneavoastră? Dumnezeu este pe urmele noastre, dar n-aș vrea să meargă Dumnezeu pe urmele noastre, ci invers ar vrea să fie. Noi am vrea să mergem pe urmele noastre. Amin. Știți de ce? Dar Dumnezeu nu ne lasă. În ideea aceasta în care Dumnezeu este Cel care supraveghează și trimite o boală, trimite o criză, trimite o durere în spate, trimite o durere de cap, trimite un accident, trimite o frământare, trimite o lipsă puternică, pentru că Dumnezeu este pe urmele noastre. Biblia spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Înțelegeți? Atunci, haideți să nu mai fim cârtitorii asemănătorului Iona. Iona a fost omul care a cârtit, a fost încăpățânat, dar Dumnezeu l-a smerit și Dumnezeu l-a aruncat în mare. Dar acolo în mare Dumnezeu trimite un pește. Și peștele acela este cel care îl salvează pe Iona. Pentru că Dumnezeu este pe numele lui. Dumnezeu e Cel care nu lasă și îl supraveghează. Dragii mei, dați-mi voi să citesc Psalmul 139 și aș vrea să fiți atenți ca să credeți cu toții că Dumnezeu este pe numele noastre, că Dumnezeu este Cel care nu ne lasă niciodată, că Dumnezeu e Cel care ne supraveghează și atunci când avem impresia că ochiul lui Dumnezeu este departe, ochiul lui Dumnezeu de altfel este acolo și atunci când avem senzația că Dumnezeu este absent, El de fapt este prezent atunci când ni se pare că este absent. Slăvit să fie El. Amin. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, ca să vedeți că Dumnezeu e pe urmele noastre. Știi când stau jos și când mă scol. Și de departe împătrunzi gânduri. Deci observați imaginea aceasta că Dumnezeu este în control și Dumnezeu este ca și o cameră care tot timpul 24/24 ne supraveghează. Doamne, Tu știi când mă culc, deci atenție, când vă culcați, știe El. Tu știi când mă cunoști toate căile mele. Nu-mi ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, Îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și Îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi suni în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi coborâ în locuința morților, iată, ești acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca, slăvit să fie El. Amin. El este peste tot. Înțelegeți? Așa că, dragii mei, orice faceți, să nu uitați că Dumnezeu este acolo. Dumnezeu este prezent și este acolo, este pe urmele tale. Avem un Dumnezeu pe urmele noastre. Așa că dacă aveți impresia că închideți camera și nu vă vede nimeni, este Dumnezeu pe urmele voastre. Atunci când vine pensia și numărați banii și spuneți, Domnul mai așteaptă, Dumnezeu e acolo și vă vede. Atunci când sunteți în fața unui compromis, să faceți exact ce a făcut Iona, să luați pe alt drum, nu pe drumul cinstei, nu pe drumul seriozității, nu pe drumul curăției, nu pe drumul adevărului, Dumnezeu este acolo. Iona a ales să meargă pe alt drum, dar Dumnezeu a fost pe urmele lui. Deci un credincios care este încăpățânat și Dumnezeu îl zdrobește. Vreau să spun că Dumnezeu are un pește pentru tine să te înghită atunci când ești încăpățânat. Dumnezeu are valuri mari ca să-ți platine corabia vieții tale atunci când nu ești pe drumul bun. Dumnezeu are oameni care să te muste și să te arunce mare atunci când nu e bine în viața ta. Toate pentru că Dumnezeu te iubește. Pe ce drum ești astăzi? Ești un credincios, ai fost botezat cu baptist, ești în Biserica Baptistă, ești membru într-un registru și te crezi bine. S-ar putea să mergi un alt drum. S-ar putea să mergi pe drumul confortului spre tars și nu spre drumul în care oamenii să te înghită, să te mănânce, să frică. Fugi de responsabilitate. Când am plecat la Sibiu, același lucru s-a întâmplat și cu noi. Ne-am simțit ca Iona. Și am fost ca Iona. Am zis, Doamne, nu vreau și nu vreau și nu vreau. Mi-era teamă, mi-era groază să merg într-o biserică de oraș. După 10 ani de slujire în Abuseni. Ne-am pocăit.
ne-am pocăit împreună cu soția de faptul că am fost încăpățânați. Dumnezeu ne-a arătat că de fapt El are alte planuri cu noi. Și am capitulat în fața Lui și am spus, Doamne, ai milă de mine. Și exact ce a făcut Iona, pântecele peștului, a spus, Doamne, am păcătuit împotriva Ta, Doamne, ai milă de mine. Vreau să spun în această dumneavoastră că nu are importanță câte clase ai, nu are importanță ce bani, ce pensie ai, nu are importanță câte venituri ai, nu contează. Contează un singur lucru. Dacă ești pe drumul pe care te trimite Iisus, e drumul Sfințeniei, e drumul curăției. Dacă mergi pe un alt drum, Dumnezeu te va întoarce din drumul acela mai devreme sau mai târziu. Fie printr-un pește, fie printr-un o nenorocire, Dumnezeu te va întoarce. Te va întoarce Dumnezeu. Pentru că El are un plan cu tine. Și un final cu care vreau să închei. Am văzut că Dumnezeu este pe urmele unui credic și eu sunt încăpățânat. De apoi, doi, Dumnezeu este pe urmele unui popor necredincios. Uitați-vă ce s-a întâmplat. Biblia spune că Dumnezeu a avut un plan și Iona a fost însărcinat să meargă prin oraș, să strige așa. Încă 40 de zile și orașul acesta va fi în flăcări, va fi nimicit. Și oamenii, când au auzit mesajul, când au auzit oamenii că Dumnezeu va aduce judecata, toți oamenii s-au pocăit. Doamne, fă ca toți pocăiții din Tămașa să meargă pe stradă și să strige prin viața lor că Dumnezeu nu mai are mult. Și ultimatum Dumnezeu l-a dat. Să fiți, dragii mei, toți care sunteți aici, un Iona, un fel de Iona, poate nu prin vorbe, dar prin faptele voastre, prin viața voastră, să strigați că Dumnezeu nu mai are mult cu societatea aceasta, că Dumnezeu nu mai are mult, că ultimatumul Dumnezeu l-a dat. Numărul 40 este un număr simbolic. Adică este o limită. Dumnezeu va închide ușile într-o zi și nimeni nu va mai deschide. Fie ca Tămașa să fie un sat în care cu toții să strigăm. Nu mai e mult, ci Domnul vine. Și dacă oamenii nu se pocăiesc, pocăiții dacă nu se pocăiesc, pocăiții dacă nu lasă toate formalismele și să se pocăiască cu adevărat, va veni nimicirea peste satul acesta și peste orașul întreg, peste societatea noastră, pentru că nu mai este mult, ci Domnul vine. Dar bucuria noastră este că orașul acesta de la necredință a ajuns să fie la credință. Orașul acesta de la popor păgân, de la păgânism a ajuns să fie un popor credincios. Asta e frumusețea. Când zici că nu se mai poate, când zici în satul ăla, știm noi ce s-a întâmplat acolo, când zici că nu mai e nicio șansă, cu ăia nicio șansă, atunci Domnul vine și zice, eu îi iubesc. Tu dacă nu iubești, eu iubesc pe oamenii aceștia, pentru asta te trimit să dai de știre lucrul acesta, pentru că vreau să îi fac din analfabeți, vreau să îi fac oameni care să cunoască adevărul de plin. Și oamenii aceștia l-au cunoscut pe Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu te trimite și atunci când poporul Domnului aude mesajul, Dumnezeu binecuvântează și Dumnezeu transformă societatea. Satul acesta aici am crescut. E adevărat că e un amalgam, este un amestec de învățători. Un amestec de învățători tocmai din cauza noastră că i-am lăsat pe toți să vină să-i facă joc de noi. Dacă ar fi fost vegheator de la început și dacă ar fi fost vegheator de la început să nu lăsăm orice fel de învățătură, lucrurile nu erau dezbinate. Atâtea biserici pe metru pătrat. Dar Dumnezeu să se îndure de tot și adevărul să iasă la iveală. Oamenii care îl cunosc pe Hristosul adevărat și poporul din Tămașa, indiferent că sunt țigani, că sunt români, că sunt gunguri, nu contează. Poporul trebuie să cunoască adevărul. Încă 40 de zile și satul va fi nimicit. Imaginați-vă ce ați face dacă vi s-ar spune că zilele voastre sunt numărate. Mai aveți 30 de zile de trăit. Mai aveți 40 de zile de trăit și focul va veni. Cum ați trăit? Cred că asta non-stop în biserică. Cred că ați venit și ați împărțit toată averea la săraci. Cred că ați venit și ați face totul. Dar Domnul într-un fel vine și spune, zilele voastre sunt numărate. Numărătoarea invers a început. Imaginați-vă într-un joc de șah. Avem pionii, avem tura, avem cai, avem nebunii, avem regele, regina, îi avem pe toți. Fiecare are un rol important și special. Când se termină jocul, ce se face cu piesele? Ce facem cu piesele? Unde le aruncăm la noi, le băgăm într-o cutie și acolo și regele, și pionul, și tura, toate stau într-o singură cutie. Când se termină jocul, toate se încheie și se bagă într-o singură cutie.
În societate, în viața aceasta, în biserică, nu contează cine ești, că nu contează. Nu contează poziția ta, contează un singur lucru. Se termină jocul și vei fi băgat în aceeași cutie. Și după aceea urmează veșnicia. Pentru asta, în această dupămasă, dragii mei, vreau să vă spun următorul lucru. Mesagerul lui Dumnezeu trebuia să meargă cu mesajul. A fost încăpățânat Dumnezeu, l-a acasă câteva părâni și l-a dus la presit, apoi s-a dus, să vedeți cum s-a dus Iona și a strigat încă 40 de zile, pentru că Dumnezeu i-a vorbit a doua oară. S-ar putea Dumnezeu să-ți vorbească de a doua oară, de a noua oară, și tu să nu înțelegi. Dar Dumnezeu vine și spune astăzi, du-te și transmite mesajul, că în viața ta vin doar. Spune-le oamenilor că încă puține zile și Domnul va veni. Încă puțin și cel, foarte puțin și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Este Dumnezeul care s-a ținut de cuvânt și se ține de cuvânt. Este Dumnezeul care iubește popor păgân. Dumnezeu iubește și analfabeții. Dumnezeu iubește și țiganii, Dumnezeu iubește și românii, Dumnezeu iubește la fel pe toți. Slăviți să fie Domnul. Cea mai mare prostie a românilor să creadă că numai pe ei iubește Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește pe toți. Și la crucea Domnului Iisus avem loc cu toți. Sângele despre care vorbea fratele, sângele lui Iisus Hristos, are putere să curățească viețile noastre de orice păcat. Este același sânge, este aceeași jertfă, este aceeași cruce. Mai este loc la cruce, pentru tine și pentru mine. Și dacă în această dupămasă am văzut că Dumnezeu este pe urmele tuturor credincioșilor încăpățânați, Dumnezeu este pe urmele tuturor necredincioșilor răzvrătiți și împrăștiați, Dumnezeul nostru este același Dumnezeu care a iubit un popor canibal, sau a iubit un popor păgân, a iubit un popor analfabet și a vrut mântuirea acestui popor. Și a lăsat o ușă deschisă de pe Evanghelia. A lăsat o ușă deschisă pentru ca vestea bună să ajungă la acești oameni. La fel de Dumnezeu face și astăzi, ușa e deschisă. Vestea bună se face, se transmite astăzi. Și fie ca noi să o trăim. Dumneavoastră aveți o datorie de aceea. Să trăiți mai mult și să vorbiți mai puțin. Amin? Amin. Să nu devenim credincioși plictisitori sau plictisiți. Să nu devenim creștini sau copii obosiți. Și aș vrea să devenim creștini activi și mă bucur tare mult încă o dată de dinamismul vostru și de pasiunea pe care o aveți pentru Iisus. Trebuie să duceți vestea bună, chiar dacă nu se vor bucuri oamenii din Ninive. Voi aveți de dus o veste bună. Indiferent de ce se vor bucuri, indiferent că vor răspunde oamenii, indiferent că oamenii vor veni sau nu vor veni, nu vor căuta. Dumneavoastră și cu toți avem de dus o lucrare. Vestea bună a Domnului Iisus. De ce? Pentru că Dumnezeu este pe urmele noastre. Nu uitați, ochiul lui Dumnezeu este peste tot. Nu puteți face nimic și nu vă jucați cu Dumnezeu. Nu vă jucați cu pocăința. Mă doare sufletul. Când 92, când m-am botezat, erau plini aici, eram 28 de oameni. 20 și ceva, în anul acela au fost foarte mulți. S-au jucat de pocăința foarte mulți. Și vreau să vă întreb cine a pierdut. Dumnezeu sau eu? Aici, în satul acesta, s-au botezat mulți, s-au sărdat mulți la creș. Cine a pierdut? Dumnezeu? Nu. Oameni care s-au jucat cu pocăința și sfatul meu, fiți cu mare băgare de seamă, nu vă jucați cu pocăința. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Amin. Pentru că șapta vine peștele și vă înghite. Vin valurile și vă înghite. Vine corabia și se clatine dacă vă jucați cu Dumnezeu. Dacă vă trimite Dumnezeu într-un loc, mergeți. Dacă vă trimite Dumnezeu o sarcină, faceți-o. Dacă vă spune Dumnezeu ce aveți de făcut, nu vă puneți la negociere cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru este același. Dumnezeul nostru e Dumnezeu neschimbător, slăviți să fie. Amin. Același Dumnezeu este pentru cine? Pentru Salonta, pentru Tămașta, pentru Aburul, pentru Sibiu, pentru lumea întreagă. Este același Dumnezeu care nu se schimbă, rămâne neschimbat. Dumnezeul care iubește și pe credinciosul răbățânat, și pe poporul păgân, ne iubește pe toți Domnul. Slavă Lui! Avem de făcut este să ne întoarcem la El. Cu o inimă deschisă, cu o inimă plină de sinceritate. Și apoi Dumnezeu se ocupă de restul. Amin. 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 Amin.